foarte important să vedem dacă autoritățile locale, primăria capitalei, este dispusă să dea o astfel de autorizație, care este procedura într-o astfel de situație. Iar în direct cu noi este chiar primarul capitalei, domnul Nicu Șordan. Bună dimineața, mulțumesc pentru această intervenție. Spuneți-ne dacă primăria este dispusă să le dea autorizație fermierilor, transportatorilor care așteaptă la intrările în capitală, vor să ajungă la guvern, dar nu pot fără această autorizație. Da, deci în primul rând legea spune că autorizația pentru protest este dată de primar, dat nostru primar municipiul București. Noi am autorizat toate protestele care ni s-au cerut de-a lungul timpului, probabil că au fost 1000 de proteste de la începutul acestui mandat, inclusiv împotriva mea vreo câteva. Nu avem o cerere până în acest moment. Din momentul în care o să avem o cerere, o să întâlnim o comisie. În comisia asta sunt reprezentanții jandarmeriei, poliției rutiere, că e foarte important să sprijinim cât mai puțin circulația oamenilor din București. Și evident că o să fie invitați și reprezentanții celor care fac cererea, așa cum se întâmplă la fiecare cerere de acest tip. Și evident că nu există motive pentru care un astfel de protest să fie respins. Deci dacă vine o cerere, veți aproba această cerere, această autorizare pentru protest, pentru ca cei care sunt nemulțumiți să ajungă în fața guvernului acolo unde își doresc. Spuneți-ne, domnule primar... În condiții în care, evident, nu e... paralizată activitatea, adică nu o să aprobăm niciodată lucrarea pieței universității să nu se mai treacă pe acolo. Da? Deci o să aprobăm o formă de protest care să nu stânjenească activitatea curentă a bucureștenilor. Păi și în condițiile actuale, pentru că vorbim de foarte multe vehicule, foarte multe mașini, cam care ar fi varianta optimă prin care ați accepta să dați o autorizație de protest celor care așteaptă? E o discuție tehnică pe care, repet, o să o avem împreună cu cei de la Poliția Circulație, cu jandarmeria și cu toți ceilalți, așa la prima vedere, întrucât se dorește un protest la Piața Victoriei, acolo este un spațiu suficient pentru protest, ca să nu paralizăm circulația. Cam cât durează, de fel, domnule primar, din momentul în care primiți o cerere de protest și până când aceasta este aprobată? Există această comisie care se întâlnește în mod normal de 3 ori pe săptămână. În situații deosebite se întâlnește în ziua în care vine cererea. Deci, din momentul în care noi primim o cerere, convocăm telefonic și pe solicitanți, convocăm telefonic și membrii instituțiilor care sunt în această comisie și ne întâlnim cu toții. Vă întreb doar că vrem să știm dacă au șanse fermierii, transportatorii care protestează să ajungă astăzi în fața guvernului. Vă întreb cam cât durează, ca să ne facem o idee. Convocarea se face în aceea zi. Legea spune că trebuie că autorizația, că cererea, între momentul în care se face cererea și momentul în care este autorizat protestul, trebuie să fie 72 de ore. Maximum, da. Am înțeles. Minimum. Deci sunt șanse mici ca cei care vor să ajungă astăzi la guvern să și reușească. Deocamdată să primim o cerere și să avem o întâlnire cu reprezentanții celor care solicită acest protest. Am înțeles. O să decidem în funcție de cele, da. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, pentru toate aceste date.